Echipa de basket Steaua București are începând de azi un nou nume în lot. Alexandru Marian Cochelea este fiul Veronicei Cochelea, una dintre cele mai mari canotoare ale României și va evolua din acest sezon sub comanda tehnicianului Cătălin Burlacu. În vârstă de 17 ani, Alexandru nu crede că putea face carieră în sportul care a consacrat-o pe mama sa și este fericit că a ajuns la prima echipă din Ghencea. Alexandru, ce reprezintă pentru tine pasul făcut către prima echipă de basket Steaua București? Pentru mine, pasul către CSA Steaua București reprezintă o nouă încercare în viață și o dezvoltare mult mai mare a mea, ca jucător și ca om. Mama ta este o mare campioană a canotajului românesc. De ce ai ales basketul și nu canotajul? Am vrut să încerc ceva diferit. Îmi place mai mult sportul de echipă și să joc pe teren decât să stau în barcă. Eram destul de mare și nu cred că aș fi căpăt în barca de simplu. Dublă campioană olimpică și de 4 ori campioană mondială cu barca de 8+1 a României, Veronica Cochelea este mândră că fiul ei va evolua pentru Steaua și speră că acesta să obțină rezultate pe măsura talentului său. Ce reprezintă pentru noastră faptul că fiul Alexandru e în prima echipă de basket a Stelei? O bucurie imensă, având în vedere că la nici 18 ani el deja face parte din echipa de seniori a clubului Steaua București. Și sunt foarte mândră că chiar dacă nu practică canotajul, îmi duce numele mai departe. De ce nu face Alexandru canotaj? Alexandru nu face canotaj deoarece că atunci când era mic, îl luam după mine în cantonament și asista de multe ori cu mami la antrenament și vedea sportivii cât erau de obosiți și cu acele bătături în palme și atunci el venea și îmi spunea: mami, te rog, eu când o să cresc mare să nu mă obligi să fac acest sport. Ultima achiziție a echipei de basket Steaua București, Alexandru Cochelea își dorește să câștige cât mai multe trofee cu formația roșalbastră. Steaua va debuta noul sezon competițional în turneul preliminar al Cupei României de la Oradea din perioada 8-13 noiembrie, acolo unde se va duela cu CSM Oradea, CCM Universitatea Craiova, Atletic Constanța și CSM Miercurea Ciuc. Ce ți-a spus mama ta când a aflat că vei fi cooptat în prima echipă a Stelei? M-a felicitat, mi-a spus că este un nou început și a zis că trebuie să fiu serios și muncitor ca până acum. Ce îți propui să realizezi cu Steaua București? Ca orice jucător îmi doresc să câștig Cupa României și, de ce nu, și campionatul național.